Câinele din rasa ciobănescă ocazian aparține unui bărbat din Craiova care are o casă în localitatea Doljan Albești. Vecinii bărbatului spun că nu este pentru prima dată când animalul scapă din curte și atacă alți câini. Povestea s-a repetat în urmă cu două zile, când câinele a atacat și apoi a omorât o cățelușă care avea stăpân. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu în acest caz și fac cercetări pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Polițiștii dolgeni s-au autosesizat în urma apariției unor imagini în spațiul public cu privire la faptul că un câine din rasa Ciobănesc caucazian a fost surprins de camerele de luat vederi în spațiul public, alergând după un câine de talie mică. În această cauză, polițiștii efectuează verificări, iar la finalizarea acestora se vor dispune măsurile corespunzătoare. Conform legii, pentru că Ciobănescul caucazian se încadrează în categoria câinilor periculoși, stăpânul nu are voie să-l lase liber pe stradă fără lăsă și bonniță. Amenda în acest caz este cuprinsă între 100 și 500 de lei.